Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula, să le legi ca un semn de aducere aminte la băi și să-ți fie ca niște fruntarii între ochi, să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Amin. Amin. Te laudăm și te binecuvântăm, Doamne, dimineața aceasta și îți mulțumim pentru tot ceea ce ne-ai dăruit până acum. Te rugăm, Doamne, acum să binecuvintezi mesajul Evangheliei. Te rog să binecuvintezi inimile noastre. Te rog să binecuvintezi familiile noastre. Te rog să asculți rugăciunile pe care le-am îndreptat înspre Tine și să ne dai răspuns la vremea potrivită. În numele Domnului Iisus, te rugăm, lucrează și rămâi cu noi. Amin. Să ocupăm locurile. Mă bucur în dimineața aceasta să fiu împreună cu dumneavoastră la închinare. Împreună cu soția a venit de la Alcana, de unde slujim, începând cu 1 martie anul acesta. Vă aducem salutări și dorim ca Domnul să vă dea mult har și binecuvântare în slujire. Mă bucur să vă revăd cu slujitorii dumneavoastră, în mod special cu fratele Iulian, cu frații care slujesc aici, mai mari noștri în Domnul, sub privirile cărora am crescut și doresc ca Dumnezeu să îi binecuvinteze. Salut în mod deosebit familiile care au venit cu micuții lor la binecuvântare. Două familii, am toată convingerea că sunt foarte bucuroși părinții. După doi băieți să vină fata, asta e mândria mamei, după fata să vină băiat. N-are rost să vorbim despre mândria tatălui care așteaptă să vină băiatul. La noi, familie, după 3 fete, a venit băiat. Vă dați seama că ăsta mic, care acum are 11 ani, deja știe și spune prietenilor, zice, dacă și eu eram fată, cred că tata era disperat, intra în depresie. Deci, după 3 fete, dacă și eu eram tot fată, era jale de la noi familie. În dimineața aceasta vreau să vorbim despre copiii, cea mai mare investiție a unei familii, să rămânem în zona familiei. M-am bucurat de demnurile pe care le-am auzit astăzi, de cuvântul care s-a rostit până acum. Și doresc să rămânem în jurul acestei teme biblice numită familie. În ochii lui Dumnezeu, familia este deosebit de importantă. Și oamenii nu odată se întreabă în ce ar trebui să-mi investesc banii. Știți că banii sunt cel mai sensibil subiect între oameni. Subiectul numit bani întrece în sensibilitate orice alt subiect care poate fi discutat între oameni. În sensul acesta al investițiilor se fac emisiuni televizate cu maximă audiență. Pentru că lumea în care trăim este deosebit de interesată în lucrurile materiale, bunurile, valorile materiale. Când vorbim despre investiție, nu putem să nu ne gândim la bani și de puține ori ne trece prin minte faptul că investiție înseamnă și altceva decât bunuri materiale. S-a estimat că în medie creșterea unui copil până la vârsta de 18 ani în Statele Unite îi costă pe părinți 250.000 de dolari. Cine a crescut 4 copii până la vârsta de 18 ani deja se poate numi milionar. Dolari. Făcut deja această investiție. Alături de această investiție materială în copii există o altă investiție personal, în care părinții pentru creșterea copiilor oferă viață, oferă educație. Aș vrea în dimineața aceasta să realizăm,
se întâmplă ceva. Noi știm foarte multe lucruri, dar nu le realizăm, nu le înțelegem. Știm multe lucruri pe care nu le pricepem. Și așa dimineața aceasta să stăm, să zăbovim și să înțelegem faptul că valoarea cea mai mare a unei familii nu sunt banii. Nu este locul de muncă. Nu sunt proprietățile în Spania sau în România. Ci cea mai mare valoare pe care o are familia sunt copiii. Copiii. Facem lucruri extraordinare ca să le oferim educația și confortul de care noi credem că au nevoie. Și un lucru extraordinar ca părinții să-și crească pruncii în bune condiții materiale. Se întâmplă însă ceva, cu cât copiii au mai multe bunuri materiale, cu atâta doresc mai mult și setea lor și dorința lor de a avea este tot mai mare. Am citit despre un părinte care vorbea cu un altul vis-a-vis de confortul pe care îl oferă copiilor și spunea părintele acesta prietenului său, zice, băi Vasile, ce-am ajuns în vremea noastră? Am creat copiilor atâtea condiții încât copilul are camera lui. Camera lui cu televizor, camera lui cu calculator. Unii au camera lor, camera copilului, cu frigider și cu mâncare. Zice, am ajuns să nu mai pot să-mi pedepsesc copilul trimițându-l în camera lui. Dacă vreau să-l pedepsesc, trebuie să-l trimit în camera mea. Unde ajungem cu atâta confort, spunea omul acesta. Trăim vremuri în care parcă tot mai mult atenția noastră, grija noastră este pentru lucruri materiale. Și nu-i rău să avem lucrurile de care avem nevoie. Așa însă dimineața aceasta, fiind în casa Domnului, fiind la întâlnirea cu Domnul, să realizăm că Dumnezeu poruncește ceva în Cartea Deuteronom și anume faptul că părintele care are legile lui Dumnezeu în inima lui mai trebuie să facă un anumit lucru pentru copiii lui. Să ia aceste legi și să le întipărească în mintea copiilor lor. Versetul 8. Versetul 7. Să le întipărești în mintea copiilor tăi. Știți ce înseamnă asta? Nu doar să le spun. Auzi, i-am spus. Da, să spun cu colegul meu de muncă, în relația cu prietenii mei, în relația cu cunoștințele mele. Zic și eu, le-am spus. Auzi, a zice, fratele tău face cu tare și cu tare lucru. Dar ai vorbit cu el. Ba da, i-am spus. Dar aveți în biserică unul care face cu tare și cu tare. Ați vorbit cu el. Da, i-am spus. În relația cu copilul tău, n-ai voie să zici, i-am spus. Relația cu copilul tău, ca părinte, porunca lui Dumnezeu este poruncile Domnului să le întipărești în mintea lui. Și asta nu zic. Ați încercat să întipăreți în mintea copilului legile și poruncile Domnului? Ați văzut vreodată cât de ușor uită copilul legile și poruncile Domnului și lucrurile bune? Ați făcut vreodată un experiment să vă întrebați copiii în jurul mesei ce știu din Biblie? Întrebați-i. Să vedeți cum le pierde zâmbetul de pe buze. Stai la masă și când a început cel mic al meu să vorbească, m-am bucurat să-l aud vorbind. Și după ce a venit de la grădiniță și după ce a venit din clasa întâia, abia putea vorbi și zicea, tati, să-ți spun un banc. La el. Bă, ăsta știe bancul. Știa bancul. Și cred că unele n-au vrut să mi le spună.
pe care le auzise de la prietenii lor. Se vedeți cum spun tot felul de povești, de istorioare și întrebați-i din Biblie. Din cartea aceasta legii, Dumnezeu spune, tu ca părinte ai o responsabilitate să întipărești în mintea copiilor tăi legile Domnului. Asta e lucrul cel mai important. Asta este valoarea cea mai de preț pe care o putem da copiilor noștri. Priviți ce se întâmplă cu casele pe care le dăm prucilor noștri. Generația noastră deja a văzut oameni care au moștenit de la părinți case și firme și bani mulți. Și unii dintre ei sunt o epavă. N-am văzut pe nimeni moștenind de la mama și de la tata poruncile Domnului și devenind o epavă, ci au devenit oameni de caracter. Și mă rog ca Domnul să binecuvinteze copiii noștri. Amin. Să întipărim în mintea lor legile Domnului. Așa dimineața aceasta, cinci lucruri pe care părinții ar trebui să învețe pe copiii lor. Ce trebuie să înveți pe copiii tăi? Ce trebuie să întipărești în mintea pruncilor tăi? Primul lucru, învață-i cum să înțeleagă pe alții. Când privim în jur, descoperim că pruncii noștri întotdeauna se înțeleg pe ei. Își cunosc drepturile. Nu-și cunosc obligațiile. E adevărat, de atâtea ori. Dar de mici copiii, micuțul care abia știe să umblă, știe că are drepturi. M-a auzit despre un copil care a sunat la 112. A zis, mama nu-i cu noi acasă. Nici tata. Vedeți ce aveți de făcut. Când a intrat mama în casă, câteva minute, a sunat ea la 112 să le spună, sunt acasă oameni, vă stați liniștiți. La școală, primul lucru, au învățat drepturile. Și copilul se înțelege pe el însuși și nu se poate gândi decât la el însuși, la nevoile lui, la lipsurile lui. De unde poate învăța copilul să înțeleagă pe alții? Apostolul Petru spune că bărbatul trebuie să-și cinstească soția în 1 Petru 3:7. Bărbaților, cinstiți-vă nevestele. Se uită copilul la tata. Se uită copilul la tine ca tată, ca mamă și încearcă să te copieze. Și mereu și mereu va da cu pumnul în masă, spunând că alții trebuie să-l înțeleagă pe el, pentru că așa l-a văzut pe tata, sau se va lupta să-l înțeleagă pe alții, pentru că așa l-a văzut pe tata. Fie ca Domnul să ne ajute să arătăm copiilor că trebuie să înțelegem pe alții. Că alții au valoare. Că pe vecinul nu-l respectăm nici pentru că are casă, nici pentru că are mașină, ci pentru că este om, este creatura lui Dumnezeu. Că la biserică nu-i respectăm numai pe cei care slujesc, ci îi respectăm pe toți care vin la casa Domnului, pentru că sunt creatura lui Dumnezeu. Îi înțelegem pe alții. Înțelegi pe alții? Poți să transmiți copiilor tăi această valoare? Un al doilea lucru. Pe copii trebuie să învățăm cum să-și țină promisiunile. Există astăzi tot mai puțină încredere în instituții și în oameni. Știți de ce? Pentru că oamenii nu își țin promisiunile. Imaginați-vă ce s-ar întâmpla astăzi dacă în întreaga lume, nu numai în Spania, nu numai în România, în întreaga lume, toți președinții, toți parlamentarii, toți primarii, toți europarlamentarii și-ar respecta promisiunile din campania electorală. V-ați gândit vreodată ce s-ar întâmpla în lumea aceasta? Ar fi extraordinar. Lumea aceasta cred că ar deveni un rai.
Dar oamenii mint. Mint. Singurul scop pe care l-au ei în viață este să-și atingă scopul și obiectivele pe care și le-au propus. Avem oameni care să-și țină promisiunile nu numai cu prețul bunurilor pe care le au, ci chiar și cu prețul vieții lor. Știm să ne ținem promisiunile acasă. Ce știe copilul tău despre tine? Ce i-ai transmis? Că ești un om care îți ții promisiunile? Știu că unii vor spune, lasă frate, că nu e așa de important. Adică și asta e problemă dacă te sună cineva și după o săptămână, după două, îi spui, îmi pare rău, dar n-am niciun apel pierdut pe telefon. Și știi că reșteți. Dar și asta e problemă ca din camera unde stai tolănit să-i spui copilului, transmite că nu sunt acasă. Și copilul așa și zice la telefon, tata zice că nu e acasă. Mama zice că a plecat la primărie. Și asta e problema. Frate, dar chiar așa voi la biserică vă legați de toate lucrurile mărunte? Priviți-vă rog în lumea de astăzi cât de greu reușești să găsești oameni care îți țin promisiunile. Și când crezi că ai găsit unul, e numai problemă de timp până ți-i șau așteptările. Și avea nicio problemă cu conștiința. Cuvântul Domnului prezintă oamenii lui Dumnezeu oameni de încredere, mai ales când facem juruințe Domnului. Aș vrea să te întrebi astăzi, câte juruințe ai făcut Domnului și le-ai încălcat? Și poate mai grav este că nu te mustră conștiința. Pentru că ți se pare că asta nu e o problemă. Pe vremea lui Nemia este un pasaj biblic care îmi place extraordinar de mult. Este un verset biblic. Pe vremea lui Nemia, Nemia a simțit că în vremuri în care este nevoie de redresare spirituală, cuvântul dat și binecuvântarea care vine de la Domnul au o legătură fantastică. Și și-a spus omul acesta în Nemia 5 cu 13, a provocat poporul și le-a zis, și scrie el aici, și mi-am scuturat mantaua zicând, așa să scuture Dumnezeu afară din casa Lui și de averile Lui pe orice om care nu își va ține cuvântul și așa să fie scuturat omul acela și lăsat cu mâinile goale. Surpriza mea este că toată adunarea a zis amin. Și a lăudat pe Domnul și poporul s-a ținut de cuvânt. Este extraordinar când e supărat a putut fi Nemia. Când și-a luat mantaua, când a scuturat-o. Și a zis, așa să fie scuturat orice om afară din casa lui Dumnezeu, să fie scuturat de bunurile lui, de averile lui și lăsat cu mâinile goale. Omul care nu se ține de cuvânt. Oameni care nu știu promisiunile. Frați și surori, tare mă întreb că în vremea aceasta acest cuvânt lovește aspru în viața multor părinți. Și pentru că nu ne ținem promisiunile, copiii noștri cresc în fiecare zi, având lângă ei un tată care nu-și ține promisiunile. Auzit despre un om, se spune că omul acesta a fost întrebat de un prieten, zice, măi colega, am auzit că mergi la un meci de basket cu fiul tău. Și a zis, omul, da, mă duc. Dar zice, mă, dar am și eu o întrebare, de când îți place ție basketul? Zice, nu ți-am plăcut niciodată. Și a zis bărbatul, mie nu-mi place, dar copilului meu îmi place și i-am promis. De câte ori își mint părinții copiii? De câte ori crezi copii în casa lui Dumnezeu cu gândul
că mama și tata îi mint. Că Dumnezeu, am auzit pe unii copii care au crescut în biserică, trăiesc cu mentalitatea că Dumnezeu le-a luat tata, le-a luat mama, pentru că acești părinți întotdeauna vorbesc mai despre lucrarea Domnului și niciodată nu cred că e important când stau de vorbă cu copilul lor. Alergăm să evangelizăm pe alții și întotdeauna ne bucurăm când în biserică vin oameni nemântuiți. Și cresc în casele noastre copii care la 16 ani sunt paralel cu tot ce înseamnă educație creștină. Au crescut la mesele noastre, au crescut în biserica noastră, au crescut în cor, în fanfară, au cântat în orchestră, au ajuns pe la avor, dar n-au reușit să-și învingă adânc rădăcinile în promisiunile lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să ne învățăm copiii cum să-și țină promisiunile. La început era cuvântul. Și am auzit pe omul care spunea, zice, auzi nepoate, ai cuvânt, ai putere. N-ai cuvânt, n-ai valoare. La început era cuvântul. Când Dumnezeu ne promite ceva în Scripturi, noi știm că El se ține de cuvânt. Și ne cheamă pe noi, lumini fiind în lume, să ne ținem promisiunile. Nu promisiunile pe care le facem pe la urmă. Nu promisiunile pe care le facem de pe platforme electorale. Ci cuvântul pe care îl dai soție, cuvântul pe care îl dai soțului, cuvântul pe care îl dai copiilor. Țineți promisiunile și copilul va învăța de la părinte cum să-și țină promisiunile. Doamne ajută-ne! Un al treilea lucru. Copilul trebuie să învețe cum să-i respecte pe alții, nu numai să-i înțeleagă. Cum să-i respecte. Frați și surori, vă rog, priviți în societatea în care trăim și observați că îi respectăm pe alții în funcție de ceea ce au. Ne-a intrat în minte ideea că lucrul cel mai important în viață este să ai. Cine-i omul care vine la noi în vizită? Se întreabă oameni. Nu cine este el ca om, ci care sunt bunurile pe care le au. Ce valoare are? Are casă? Are firmă? Cu ce mașină a venit? Am auzit de unii oameni de afaceri care întotdeauna sunt interesați, omul de afaceri care îl vizitează, cu ce mașină a venit. Dacă n-a venit cu Mercedes ultimul timp, ce să discuți cu om din ăsta? Dacă n-ai o casă ta, ce vorbești? Dacă n-ai mașina ta, dacă n-ai conturile tale, dacă n-ai fost în stare să faci o firmă, spun omul. Ce valoare? Cum să-l respect? O, dar dacă este un om bine pus în societate și dacă pot avea ceva de la el, atunci e regulă. Îi tratăm pe oameni din perspectiva ceea ce au. Nu din punct de vedere a ceea ce sunt ei în ochii lui Dumnezeu. Am învățat noi să-i respectăm pe alții. Știm să ne respectăm unii pe alții. Și știți unde începe acest respect? În familie. În familie. Copilul trebuie să-și respecte în primul rând părinții. Mama și tata, dincolo de faptul că sunt prietenii lui, că îl înțeleg, rămâne mamă și tată. Dumnezeu a vorbit despre Avram și a spus, știu că omul acesta va porunci copiilor lui, după el, să țină legea Domnului. Știu. Avram este tatăl care are dreptul să poruncească. Este respectat în familia lui. Fiii lui Rehab au fost chemați într-o zi de Ieremia și Ieremia, trimis de Domnul, s-a dus la ei și i-a dus în chilie acolo, la casa Domnului și le-a zis, beți vin. Și au zis, o, Ieremia, tu nu știi cu cine stai de vorbă, că sunt de fiul lui Rehab.
Tu nu l-ai cunoscut pe tata. Dar tata a poruncit să nu bem vin. S-a dus tata, dar noi am rămas. Și este o poruncă pe care ne-a dat-o tatăl nostru în cap. Noi respectăm pe tata, am învățat respectul față de tata. Frați și surori, în lumea în care trăim, s-a dus respectul pentru tata. S-a dus respectul pentru mama. Trăim într-o lume în care singurul lucru care merită respectat este sursa bunurilor materiale și nimic mai mult. Ce-ai învățat copiii să respecte? Învață-i să respecte. Recap, acesta a fost omul care a poruncit și copiii lui după el și generație după generație. Dacă ne uităm în Biblie, vom descoperi că tatăl trebuie să poruncească tot în Deuteronom, capitolul 6, versetul 2. Să te temi de Domnul Dumnezeul tău păzind în toate zilele vieții tale. Tu, fiul tău și fiul fiului tău, toate legile și toate poruncile pe care ți le dau. Și să ai zile multe. Educația nu se termină odată cu educația pe care o dai copiilor. Ci educația trebuie dată și fiului fiului tău, spune cartea de Deuteronom. Învață-ți copiii să respecte. Învață-ți copiii să respecte proprietatea altora. Să respecte intimitatea altora, bucuria și tristețea altora. Învață-ți copiii să respecte timpul și programul altuia. Învață-i pe copii să respecte munca și realizările altora, nu numai ale lor. Învață. Și Domnul să ne ajute să le învățăm copiii să respecte pe ceilalți. Un al patrulea lucru. Învață pe copil cum să îi încurajeze pe alții. Așa de mulți oameni trăiesc astăzi în deznădejde. Dacă am ști exact care este procentul oamenilor căzuți în deznădejde, am rămâne surprinși. Există oameni care cred că nu pot face nimic, nu pot spune nimic. Și de fapt sunt o nimica, n-au nicio valoare. Așa cred ei despre ei înșiși. Uneori, surpriza este că avem în biserică, în familiile noastre, copii care cresc cu sentimentul acesta. Că nu spun de nimic. Că nu pot să facă nimic. Câți dintre noi suntem oameni care încurajăm pe alții? Uitându-mă printre cei tineri, adolescenți, tineri, familii tinere, descoper tot mai mult că într-o vreme ca aceasta avem nevoie de oameni care să încurajeze. Oameni care să aducă un mesaj de la Domnul, un cuvânt biblic de încurajare pentru cei deznădăjduiți. Avem în lumea aceasta, pe de-o parte, mass media. Știi. Oameni care știu tot ce se întâmplă pe mapa mondă astăzi. Știu de ce e criza în România, știu că Spania se duce de râpă, știu că Grecia cade, Germania este atacată. Știu tot. Și în ciuda faptului că știu tot, această știință nu-i ajută la nimic. Și văd alții care știu că vine Domnul. Văd alții care știu că Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, se împlinește în fiecare zi. Sunt alții care citesc Cuvântul Scripturii și își hrănesc inima din acest Cuvânt al Scripturii. Și sunt mereu oameni care încurajează pe alții. Ce fel de oameni suntem noi? Niciodată n-am crezut că e mare lucru să zâmbești unui om. Să-i dai mâna și să spui, așa Domnul, Domnul să ne binecuvinteze. Totdeauna am crezut că asta
poate fi ipocrizie, fățărnicie. Când văd însă câți oameni vin la biserică și zici că cum? Se uită stânga, se uită dreapta, se așează pe scaun și când se detine surma, se ridică tot așa și pleacă. Stai seama că unul care vine zâmbind, dă mâna cu tine, ce faci la Dumnezeu? Ce mai faci? Te văd cam trist astăzi. Și o mare încurajare. Suntem furați de gândurile noastre, de realizările noastre, de nemulțumirile noastre și uităm să zâmbim. Uităm să ne bucurăm de sănătatea pe care o avem. Uităm să ne bucurăm de realizările pe care le avem. Uităm să mulțumim Domnului pentru pâinea cea de toate zilele și să ne încurajăm copiii spunându-le că avem un Dumnezeu care poartă de grijă. Un Dumnezeu care a spus că este cu noi. Poate să cadă Euro. Poate să revină și lingul în Austria. Poate să se ducă de râpă economia lumii. Pot să pună mai mari lumii chipuri pe fiecare dintre noi, nu unul, ci două. Noi avem un Dumnezeu care ne poartă de grijă. Crește copilul tău cu această încurajare, mai mult decât atât, știe el să încurajeze pe alții? Avem cuvinte frumoase pentru alții? Cineva spunea că omul nu trăiește numai cu pâine, ci are nevoie și de încurajare. Încurajare. Ați auzit de părinți care și-au nenorocit copiii spunându-le că nu-s bun de nimic? Avem voi atitudinea aceasta pozitivă? Ce vezi în ochii copilului tău care crește în familia ta? Vezi doar ratați? Vezi oameni care nu pot să facă nimic? Ai uitat că Dumnezeu vrea să ne binecuvinteze pe noi și pe copiii noștri și pe copiii copiilor noștri? Am uitat? Este interesant că Domnul Iisus a dat o responsabilitate extraordinară ucenicilor de a duce Evanghelia până la marginile Pământului. Aș vrea să vă întreb, care dintre dumneavoastră ați fi avut încredere în oameni ca cei 12 ucenici? Să le spuneți, mergeți în toată lumea și propăduiți Evanghelia. Pe Petru să-l trimiți să predice Evanghelia? Pe Iacob și pe Ioan, care vor unul la stânga, unul la dreapta, dar în împărăție? Pe oamenii ăștia care Domnul trebuie să moară, le spune ucenicilor că se duce să moară la Ierusalim, se ceartă între ei, care să fie cel mai mare? Ce responsabilitate să le dai la oameni de genul acesta? Și totuși Domnul îi iubește și îi trimite până la marginile Pământului. Și avem 2000 de ani de creștinism. Pentru că oamenii ca acei ucenici și-au dat viața pentru Evanghelie. Avem în spate 2000 de ani de creștinism. Avem în urmă un Dumnezeu puternic, care conduce istoria. Și avem astăzi același Dumnezeu care a promis că își duce biserica acasă, în ceruri, la El. Frați și surori, cum de suntem atât de desnădăjduiți cu asemenea resurse? Ați văzut un om cu bani în buzunar, disperat, că n-are ce mânca? În afară de creștini. Care are în buzunar toate promisiunile lui Dumnezeu și trebuie de frică pentru ziua de mâine. Că n-are și el 10 euro ca alții. Sau 100, sau 1000. Încurajare. I-ai încurajat pe copiii tăi să facă, să lucreze, să slujească. Diavolul n-are nevoie de tinerii noștri să ajungă la 60 de ani ca să le dea lucrări mari de făcut. Ați văzut partele de copii de prin cartierele orașelor mari, cum incendiază mașini, cum răstoarnă mașini, cum se duc la furat, cum fac prostiile ca oamenii mari, încă mai bine, cred. Și în biserică le tot spunem să stea cu minți, că se fac mari. Și când se fac mari, spun ei să stăm cu minți, că ei s-au făcut mari. Să mai avem treabă cu ei.
îi încurajezi pe alții, vezi valoare în copiii tăi, pricepe de lucru. Domnul a spus, când a spus să întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești despre legile acestea tot timpul. Eu sunt gata să-L întreb pe Domnul, Doamne, dar chiar așa și la plecare și la venire? Să fie scris așa pe ușorii casei tale și pe porțile tale să scrii legea Domnului. Doamne, nu exagerat puțin? Și Domnul spune nu. Asta e porunca lui Dumnezeu. Fă tot ce stă în putință în mintea copiilor tăi să pui legile lui Dumnezeu. Legile Domnului. Mi-a plăcut relatarea pe care o face Andrew Carnegie, unul dintre cei mai mari bogați oameni ai lumii secolul 19 și 20, care a fost întrebat cum de 43 de milionari lucrau pentru el la vremea aceea. Și omul acesta a spus că atunci când i-a angajat el pe cei 43, niciunul nu era milionar. Și reporterul a zis, dar cum i-ați dezvoltat așa de mult pe oamenii aceștia, încât ei au devenit așa de valoroși, îi plătiți așa de bine, ei încă mai lucrează pentru dumneavoastră, deși au bogății uriașe. Și el a răspuns, oamenii se dezvoltă ca minele de aur. Când aurul este exploatat, tone de pământ trebuie date la o parte pentru un gram de aur. Dar nimeni nu intră în mină pentru pământ, ci pentru aur. Frați și surori, Dumnezeu ne-a dat copiii. Atâtea tone de pământ trebuie date la o parte. Atâtea lucruri pe care trebuie să le dăm la o parte din calea lor, pentru ca aurul care este în ei să-l scoatem la suprafață, să fie șlefuit, să fie valoros. Și apoi copiii aceștia, știți ce interesant? Mi se pare că noi suntem mari profesori în biserică. Dacă este cineva care crede că pastorul dă direcție în biserică, dacă este cineva care crede că prorocul, că presbiterul, că frații din comitetul bisericii, ei dau direcție și ceilalți n-au nicio treabă cu direcția bisericii, vreau să vă spun că se înșală. Știți cu cine se consultă omul care s-a căsătorit în vara aceasta? Cu cel care s-a căsătorit în urmă cu un an sau cu doi. Și nu ajunge la păstor povestea celui căsătorit din vară. Dar ajunge la prietenul lui. Care a preluat-o de la prietenul lui căsătorit cu un an înainte. Și la cine ajunge povestea unei femei deznădăjduite care nu știe ce să mai facă sau unui frate din biserică? Nu la păstor. Ajunge la o prietenă, la un prieten. De aceea eu cred că Domnul ne învață să tipărești în mintea copiilor trei legile Domnului pentru ca ei să le poată spune și altora. Copilul tău de 10, de 15 ani s-ar putea să fie profesor pentru copiii mai mici. Copilul meu are băieți mai mari de care îi place și vrea să fie trompetist ca ăla. Și ăla unul îi dă lecții copilului meu. Și dacă acel copil a fost învățat de mama și de tata că Dumnezeu este stăpânul, copilul meu va primi această informație nu numai de la mine. Și poate nu va înseamnă informația de la mine. Dar va zice, băiatul ăsta mai mare care e model pentru mine, m-a învățat că de Dumnezeu trebuie să mă dem și mă asculta de El. Așa se întâmplă legăturile într-un popor. Așa sunt relațiile între noi, oamenii. De aceea, Dumnezeu îl învață aici, nu pe judecătorul din Israel, nu pe Moise, care era conducătorul acestei națiuni, ci Dumnezeu spune fiecărui părinte, ești responsabil de copilul tău să-l înveți legile Domnului și să le întipărești în mintea lui. Un ultim lucru. Copiii ar trebui să fie învățați cum să ceară și cum să ofere
iertare. Sunt extrem de puțini oamenii în lumea aceasta care știu cum să ceară și cum să ofere iertare. Toți ne-am luptat cu copiii noștri și i-am îndemnat să ceară iertare. N-a fost sincer. Vreau să vă spun că unii învață să-și ceară iertare numai după ce se căsătoresc. Sau niciodată. Nu-i simplu să-și ceară iertare. Nu-i simplu să oferi iertare. Te rog, iartă-mă, sunt cuvinte care se spun atât de greu și trebuie atâta educație pentru ca să le pot spune. Suntem în stare să ne învățăm copiii? Nu știm ce e în inimile copiilor noștri. Nu știm ce se întâmplă cu un copil a cărui tată, chiar dacă e acasă. Nu-l vede zile întregi, pentru că dimineața tata a plecat înainte de a se trezi, iar seara tata ajunge mult după ce s-a culcat el. Nu știm ce se întâmplă în inima unui asemenea copil. Nu știm ce se întâmplă cu pruncii care n-au parte de a sta de vorbă cu mama și cu tata. Și nu știm de unde învață copiii aceștia atâtea scuze în loc să învețe, să ierte și să ceară iertare. Dar vreau să vă spun, copiii noștri au nevoie de iertare. Mi-a plăcut o pildă care vorbește, culmea, despre Spania, Madrid. Știți pildă aceea a unui copil care după ce a plecat de acasă, tatălui a scris un articol în ziarul local și a scris în ziar așa: Dragă Paco, ne întâlnim în fața sediului acestui ziar sâmbătă la ora 12. Te-am iertat pentru tot ce ai făcut. Te aștept. Semnează tata. 800 de paco s-au dus să se întâlnească cu tata. Nu pricepe inima copilului. Cresc între noi oameni care nu știu să ierte. Cresc între noi oameni cu poveri, copii pe care i-am adus în brațe la binecuvântare, copii pe care i-am crescut și am crezut că ei cresc drept. Și când ajung mari se întreabă, unde-i Dumnezeul despre care am auzit în Scripturi? Și când cresc mari, noi mai putem modela și nu mai putem întipări în inima lor legile Domnului, pentru că acolo unde noi trebuia să întipărim legea Domnului, diavolul și-a pus amprenta. Câte relații rupte sunt astăzi? Câți părinți care plâng? Câte familii destrămate? Dacă nu ți-a plecat copilul de acasă niciodată, n-ai habar despre ce vorbesc în dimineața aceasta, dar cred că sunt unii aici care știu exact despre ceea ce spun. Când relațiile se rup, când oamenii de la care te-ai așteptat să-ți țină promisiunile și să fie demn de încredere, ți-au înșelat așteptările și când ai 18 ani și când ai 15 ani, este normal să cazi în depresie. Este normal să te întrebi unde-i Dumnezeu. Frate și surori, dimineața aceasta aș vrea ca Domnul să ne ajute să ne creștem copiii în legea Domnului. Noi simplu, responsabilitatea de părinte este una uriașă și Dumnezeu ne-a chemat să învățăm copiii cum să-i înțeleagă pe alții. Să ne învățăm copiii cum să-și țină promisiunile. Să ne învățăm copiii cum să-i respecte pe ceilalți. Să ne învățăm copiii cum să-i încurajeze pe alții. Să ne învățăm copiii cum să ceară și cum să ofere iertare. Mă rog ca Domnul să binecuvinteze familiile noastre. Mă rog ca Domnul să binecuvinteze copiii noștri și noi ca părinți să fim niște modele pentru ei. Vreau pe final să vă spun că
Sunt frământat în ultima vreme de acest subiect al familiei. Observ cât de multă nevoie este pe tărâmul acesta și datorită mai multor factori care au concurat în viața mea, am scris o carte căsnicia construită corect. Unii dintre slujitorii dumneavoastră o au, am adus-o astăzi să fie la dispoziția dumneavoastră. Această carte este în mod deosebit pentru cei tineri care vor să se căsătorească. Pentru cei tineri care s-au căsătorit. Am două pagini speciale pentru părinții care trebuie să-și lase copiii să plece. Anul acesta, în 24 iunie, și eu și soția mea am devenit socri, cea mai mare dintre fiicele noastre s-a căsătorit. Și de atunci am un respect deosebit, nu știu de ce, față de cei care și-au căsătorit copiii. Așa, parcă mă înclin puțin înaintea lor și vine să zic, de două ori Domnul să te binecuvinteze. Pentru că îmi dau seama că se produce o rupere în familie când unul dintre copii pleacă. Și nu-i simplu să-i lași să plece. Scrie ceva pentru părinții care își lasă copiii să se căsătorească. Și în mod deosebit, aș vrea să vă încurajez în familie, atunci când există probleme, căutați-vă părinții și în mod deosebit slujitorii bisericii și stați de vorbă. Și să vă întreb, fără să răspundeți cu voce tare, când ar trebui un soț sau o soție să-l caute pe pastorul bisericii sau pe unul din slujitorii bisericii și să ceară consiliere în familia lui. De cele mai multe ori, slujitorii de aici îmi vor da dreptate când familiile vin să vorbim despre problemele și poverile pe care le poartă, vin, dacă nu prea târziu, vin foarte târziu. Și întrebarea mea de regulă este, frate, soră, de ce n-ai venit până acum? Și răspunsul este pentru că nu m-a lăsat soțul, pentru că nu m-a lăsat soția. Și pun această întrebare și răspund în carte la această întrebare și vreau să vă întrebați și dumneavoastră când ar trebui să vină soțul sau soția, separat. După ce vorbesc, ar trebui să se consulte, să vină împreună. Dar dacă unul dintre ei nu vrea să vină, când celălalt ar trebui să vină pentru consiliere? Când o bate? Când o ceartă? După ce au trecut două săptămâni în care n-am vorbit unul cu celălalt nimic? Și eu dau un răspuns biblic. Atunci când cei doi s-au dus la culcare supărați, unul pe celălalt, indiferent de subiectul pe care l-au discutat, indiferent de motivul de ceartă pe care l-au avut, dacă soarele a pus peste mânia lor, a doua zi, să meargă să ceară ajutor spiritual. Acest ajutor spiritual ar însemna fie o constatare că nu sunt lucruri grave, fie o constatare că există probleme serioase și trebuie să stai de vorbă. Mă rog ca Domnul să binecuvinteze familiile noastre. Mă rog ca Domnul să facă familii puternice din nou.